Salutare tuturor, eu sunt Cătălin și vom vorbi de data aceasta puțin despre Xbox One. Spre diferență de Sony, Microsoft preferă să ofere fanilor pasionați o mică mostră din funcțiile pe care consola le va primi în viitorul apropiat. Acest lucru este posibil prin intermediul programului Preview, care oferă acces în avans la update-ul de software care se lansează luna viitoare. Cei care primesc acces pot testa noua funcționalitate și pot oferi feedback către Microsoft pentru a ajuta la îmbunătățirea versiunii finale. Vă voi prezenta în clipul de față cum să intrați în programul Preview. În primul rând, aveți nevoie de un prieten care este deja în programul de testare, care să vă trimită o invitație pentru a deveni membru. În cazul în care nu cunoașteți pe nimeni în program, nu este nicio problemă, întrucât eu sunt deja înscris și vă pot trimite invitație. Dacă sunteți interesați, lăsați-mi gamer tag-ul în comentarii și vă voi înscrie personal. Invitația unui prieten nu garantează accesul, însă de cele mai multe ori, Microsoft adaugă noi membri după doar câteva ore. Confirmarea acceptării vine prin intermediul unui mesaj privat de pe Xbox Live. În cazul în care primiți un asemenea mesaj, tot ce trebuie să faceți este să-l deschideți de pe Xbox One și să apăsați pe butonul Launch App. Acesta vă va duce pe pagina de download de pe Xbox Store, de unde puteți descărca aplicația Xbox Preview Dashboard. După download, nu trebuie decât să porniți aplicația și să înregistrați consola în programul Preview. Aceasta include și un clip demonstrativ care explică noile funcții la care veți primi acces. După înregistrarea consolei, puteți explorați aplicația sau să o închideți și să vă continuați treaba obișnuită. Procesul de înregistrare durează ceva timp, așa că nu ar trebui să vă impacientați dacă update-ul beta nu apare imediat. Puteți să opriți consola sau să o folosiți în continuare în așteptarea update-ului. În maxim 2 zile, consola vă va atenționa că există un nou update. Dacă actualizările automate sunt pornite, nici nu veți vedea procesul de instalare. În cazul în care consola este setată pe update manual, veți vedea un mesaj de instalare la pornire. Porniți procesul de update, așteptați să termine download-ul și să instaleze noul software. Procesul este extrem de simplu și este identic cu cel al unui update normal. Odată ce consola ajunge în meniul principal, puteți verifica dacă ați instalat într-adevăr update-ul beta sau dacă a fost un simplu update normal din aplicația Preview Dashboard. În cazul în care statusul consolei este listat ca Enrolled, înseamnă că rulează software-ul din programul Preview. De asemenea, din același meniu puteți să întoarceți consola la statutul normal folosind butonul Change. Cam asta e tot. De acum puteți completa quest-uri bazate pe utilizarea noilor funcții, puteți completa chestionare cu referire la noul software și puteți lăsa feedback din meniul de oprire al consolei. În cazul în care v-a plăcut acest clip, nu ezitați să oferiți în comentarii alte sugestii de ghiduri și de asemenea să lăsați un like și să vă abonați la canalul Player One.